Până la urmă, ridicând fruntea, a văzut zidul alb al norilor și în mijlocul zidului o poartă mare deschisă. S-a apucat cu amândouă mâinile de toarta cerului și, hop, a sărit înăuntru. Mai întâi a închis ochii, orbit de strălucirea din cer. Luceau stelele mai ceva ca nasturii de diamant al împăratului și o horă de stele tinere juca și cânta. Ulei de cap, mă duc și îmi iau ulei esențial de Mont Poivre și îmi dau cu ea pe la tâmple. Asta tot în magazinele bio se apoi a dat peste un loc unde încetau norii și începea o întindere nesfârșită așternută cu praf de stele. Atât a mers prin praful scăpărător și hărțile lui, mici, încât la un moment dat și se le lucruci. A trecut pe lângă butoaie cu ploaie și grindină. A văzut mormane de zăpadă pregătite pentru iarnă și, într-un hambar mare, a dat de fulgerele care își ascuțeau dinții. A văzut lăzile și ce se pământ, trașile din ce, nu au voie să se întindă la taif.